Opoziția crede că autoritățile au eșuat în lupta împotriva coronavirusului. Argumentul, un număr record de infectări, inclusiv în rândul lucrătorilor medicali, unde se înregistrează sute de cazuri pe zi. Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vladimir Odnostalco, condamnă autoritățile pentru că au decis, într-o situație atât de complicată, să ceară spitalelor să facă economii la consumul de energie termică și apă caldă. Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vladimir Odnostalco, spune că o rată de îmbolnăvire atât de înaltă în rândul medicilor nu a fost în Moldova niciodată în timpul pandemiei. Вчера заболевших 394 человек. Позавчера 403 человек. Еще предыдущего дня 506 человек. Да такого никогда не было. Что происходит? Что вы делаете с этими людьми? Почему они не защищены? А по гражданам? Вчера 5366, позавчера 6199, absolutный рекорд. Ministerul Sănătății a venit cu un răspuns la solicitarea postului nostru de televiziune de a comenta criticile opoziției. Astfel, numărul mare de infectări în rândul lucrătorilor medicali este cauzat de faptul că tulpina Omicron este foarte contagioasă, iar personalul medical este în contact permanent cu mulți pacienți, se arată în comentariul instituției. Potrivit Ministerului Sănătății, rata de infectare a personalului medical în acest val este similară cu rata de îmbolnăvire din valurile anterioare, doar că atunci au fost efectuate mai puține teste, deci și mai puține cazuri erau înregistrate, precizează instituția. Agenția Națională pentru Sănătate Publică recunoaște că situația din țara noastră este complicată, iar rata de îmbolnăvire în continuă creștere. O treime dintre pacienții care fac testul au COVID. Practic, toată țara este în cod roșu, cu excepția câtorva raioane, dar și ele sunt la limită. Situația mai problematică este în municipiul Chișinău, Anenii Noi, Sângerei, Ialoveni, Glodeni. Deputatul Vladimir Odnostalco acuză autoritățile că au cerut spitalelor într-o perioadă atât de dificilă să facă economii la căldură și la apa caldă. Что значит, что должны максимально ограничить использование горячей воды? Людям чай не заваривать пациентам в палатах? Руки не мыть теплой водой? Антисанитарию развивать? Или давайте будем купать пациентов необходимых, и сами пациенты будут принимать душ и обеспечивать себя гигиеной один раз в неделю? Без того, чтобы утром элементарно почистить зубы и умыться. Только потому, что министерство сказало экономить. Managerii spitalului confirmă că nici pacienții și nici medicii nu pot fi lipsiți de apă caldă și de o temperatură confortabilă în încăperi. Pacienții noștri sunt foarte mulțumiți că se pot folosi de apă caldă. Deci sunt foarte mulțumiți că în spital este cald. Și credeți-mă că dacă în perioada când a fost, între sezoane când a fost, da, în luna, în octombrie, când nu se includea încă căldura, deci erau pacienți nemulțumiți care au scris plângeri că le este frig. Odnostalco susține că doar cei cărora nu le pasă de oameni pot veni cu astfel de solicitări. Такое впечатление, что писали эти документы те, кто не находится в Молдове. Надо спуститься уже наконец-то нынешней власти из космоса. Закончились выборы. Можно обещать все, что угодно, но реальность уже другая. Reamintim că în baza unei solicitări a Ministerului Infrastructurii, conducerea Ministerului Sănătății a cerut șefilor de spitale, acolo unde este posibil, să utilizeze apa caldă doar la bucătărie, iar temperatura în secții să fie de maximum 19 grade. În documentul emis de Ministerul Sănătății se menționează că fiecare grad în plus peste temperatura de 19 grade Celsius poate însemna o creștere a consumului de combustibil cu circa 5-8%.